Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu profanii, așa în ciclul lecției de regulă. Îmi salut prietenii mei și mai ales faptul că încep o lecție, trebuie să și le spun cam ce am de gând să fac. Astăzi, sigur, nu am așa pe cineva care să urmăresc exact ca la clasă lecții de lecții, ci un tânăr care își propune să încerce să vadă în ce măsură cunoaște, are informațiile necesare ca să poată să așadă. Vezi, Cosmine, este un lucru fantastic. După un timp îți dai seama că ce importantă este matematica, nu? Da. Și ce de mare folos îți este ca să poți să accesi tu într-o zonă, mă rog, la o facultate, unde să faci ceva concret. Da, la timpul în care ești elev, nu prea măsori și nu prea îți dai seama de importanța matematicii. Da, și spune, băi, dacă trec clasa acolo să văd de ce faci. Am să vă vorbesc despre sisteme de ecuații. Sisteme de ecuații. Sisteme de ecuații. Adică, de fapt, depinde acum câte necunoscute fixăm. Dacă fixăm două necunoscute, trebuie două relații. Da? Dacă o să fie trei necunoscute acolo, trei relații. Asta depinde acum de ce fel de sisteme gândim. Am să plec la sisteme de ecuații de la nivelul clasei a 8-a. Acelea care avem două ecuații cu două necunoscute, sisteme liniare, să zicem așa, da? Sisteme liniare. Adică, în paranteză, trebuie să spun că X-ul, necunoscutele sunt la puterea întâi. Da? Asta înseamnă liniare. Necunoscutele la puterea întâi. 1. Da? La puterea întâi. De aceea zicem ecuație. Exemplu. Zic așa. 2X plus 3Y egal cu 5. Aceasta este ecuație liniară, fiindcă X-ul și Y-ul sunt la puterea întâi. Da. Da? Deci de aceea se zice liniară. Dar acum, adică care e legătura cu liniară? Mă rog, eu am vorbit în lecțiile mele despre funcții. Și funcția de gradul 1, graficul funcției de gradul 1, este o dreaptă. Asta înseamnă că X-ul și Y-ul sunt la puterea 1 acolo. Da? Da. În relația respectivă. De aici și ideea. Una asta este, dacă vrei, relația unei ecuație de gradul 1. 2x plus 3y egal cu 5 este în clipa în care eu vreau să văd toate perechile x și y care verifică relația asta și le-am pe toate și pun orice pereche de puncte se găsește în, reprezintă într-un plan. Pe axa x și x-ul și pe axa y și y, da? Acolo îți întâlnesc, dacă vreau să reprezint punctul de coordonate 2 și 1, înțeleg că x-ul este 2, și Y este 1. Deci iau două unități aici și la Y iau 1 și atunci duc paralele, că pe paralele asta Y este totdeauna 1, la faptul X este totdeauna 2 și unde se întâlnesc ele, aici, e punctul de coordonate 2 și 1. Pe primul loc este X-ul, da? 2 și Y este 1. Ei, sigur că sunt multe perechi și astea care verifică. Dacă ne gândim în real, au infinitate de puncte, în natural, în Z, în Q, toate sunt suficient de multe puncte. Dar hai să vedem acum, am zis așa, să încercăm să rezolvăm o ecuație de așa asta, un sistem de asta, liniar. O iau pe aceea, 2x plus 3y egal cu 5 și mai atașez încă una. Tot așa, x-ul și y-ul să fie la puterea întâi. Minus 3x plus 2y, să spunem, este egal cu minus 1. Deci așa ar fi. 2x plus 3y egal cu 5 și minus 3x plus 2y egal cu minus 1. Minus 3x plus 2y egal cu minus 1. Aici problema s-ar pune așa, să găsim toate perechile care verifică și pe asta și pe asta. Da. Deci X-ul și Y-ul care să facă treaba și pentru prima și pentru a doua.
Da, să fie valabil în ambele... Amândouă să le facă, să le verifice, da. Da. E, nu-i chiar simplu de găsit așa. Dacă ar fi să încerc numai pe aici, n-aș avea o șanse să le găsesc. Deci ar fi o infinitate. Dar pretenția este să verifici și pe celelalte. Așadar, aici, ca tehnic așa de lucru, cum te gândești tu ca să rezolvăm așa sistem? Scoatem X-ul din prima sau din a doua? Da. Și același X trebuie să fie deștept să verifici și în a doua. Da. Și vom avea o relație cu o singură necunoscută. Singură necunoscută. Te rog să mă dirijez. Hai să scoate pe X de aici. De sus? Da. X egal cu 5 minus 3Y. Deci, și scrie tu pe tip. Da. Deci 2X egal cu 5 minus 3Y. X egal cu 5 minus 3Y. Da. Totul supra 2. Da. Și X-ul ăsta, ce să facem cu el? Înlocuim în altă relație. În altă relație. Și atunci va veni ce? Minus 3 pe lângă 5 minus 3Y. Da. Supra 2. Supra 2. Mai e necesar să pun în paranteze? Da, pentru că minus 3 se va mulți cu ambii termeni și 5 și minus 3. Așa. De acord. Dar fiind cam linii fracții, iar joacă rol de paranteză. Deci, faptul, da. Dacă ar fost minus 5 minus 3Y și fără să fie supra 2, atunci neapărat trebuia pus în paranteză. Da? Da. Dar așa, rolul parantezei este înlocuit din fracția de asta. Și pot să fie și așa. Înmulțit cu acum. Mai eu știu că minus 3 se mulțește cu omul 2. Da? Da. Ceea ce era înainte era un abuz. Nu era o chestie foarte... adică să te sancioneze pentru treaba asta, dar lași impresia că nu înțelegi rolul fracției. Deci de aceea e suficient să pui așa. Da. Da. Plus 2Y. 2Y vorbește egal cu? Egal cu minus 1. Echivalent. Și acum prelucrăm așa. Această ecuație. Da. Aducem la același numitor. Bun. Ok, și vine. Înmulțim cu 2 pe 2Y, înmulțim cu 2. Așa. Și hai să și la minus 1 tot cu 2 ca să eliminăm de la un cap ăla. Da, da. Și facem acum și înmulțirea. Așa. În primul rând vine minus 3 ori 5, minus 15. Da. Plus 9Y. Da. Plus 4Y. Da. Totul supra 2. Nu mai este supra, că am hotărât să eliminăm. Da, 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 da. Aveai tu dreptate dacă mă păstram aici și nu amplificam și aici. Da, nu lucram în membru 2. Deci, dacă nu lucram în membru 2 și lăsam numai membru 1, atunci etapa următoare facem chestia asta. Dar noi mărim un pic ritmul și mai lăsăm. Da, ales, ca să da. Nu... Pe timp. Da, nu are... La lucrare așa. Și egal cu cât, spune-mi, egal cu... Egal cu... Minus 2. Minus 2. Așa. Prima o lăsăm, că trebuie să vedem acum, ne concentrăm să găsim Y-ul aici, cu Y-ul găsim, ne ducem sus, nu? Da. Ia să zicem minus 2-ul dincolo. Totul în stânga, da? Totul în stânga. Și? Sau? Trecem minus 15, lăsăm Y-ul în... Așa, separăm necunoscut acum, zice. Da. Deci cei cu Y să rămână membru stâng și cei lasă un membru drept. Un membru drept. Da, și atunci? Minus 2 plus 15. 9Y plus 4Y egal adică, cu... Da. Minus 2 păi plus... 9Y și 4Y să și facem. Da, 9 și cu 4, 13Y. 13Y egal cu... Este egal cu 13. Cu 13. De unde Y cum ar fi egal cu... 13 pe 13 și egal cu 1. Da, 13 pe 13 egal cu 1. Și cu Y-ul găsit, ce facem cu Y? Înlocuim în una din... Eu cred că în asta rapid, ca să pierdem timpul, pe deja. Da, cea formulată. Da? Da. Pe deja este egal cu, numai cât înlocuim. Deci cu Y-ul știut, înlocuim și vom avea ce? Vom avea
este X-ul, rezultatul... Așa, să viteze. Adică, viteze să spui. De unde rezultă că X egal cu... Să termin și eu aici. Așa. În timp ce vorbești și scrii. Te uiți mai la care este ziua tău. Acum înlocuim în grecuri. Da, și rezultă de aici, că X-ul va fi egal. Se va cu 5 minus 3. 5 minus 3 pe 2. Pe 2. Și egal cu? Și cu 2 pe 2. X egal cu 2 pe 2 și egal cu 1. 1. Asta înseamnă că știi pe X egal cu 1 și Y egal cu 1. Iată perechea X și Y pe care o căutam. Dacă ar fi încercat prin, să fie făcut asta prin încercări, n-ar fi avut nicio șansă, că ar fi găsit foarte multe perechi, dar în același timp, ele trebuie să verifice și pe a doua, da? Și deci, da. Deci era, așa se metodă, cum se numește ea? Metoda? Substituție. Substituim, scoatem dintr-una o necunoscută și mergem cealaltă, da? Da. Deci metoda substituției. O altă metodă aici ai mai avea? Da, era cu adunarea. Nu de adunăm sau scădem. Era așa zisă metoda reducerii. Da, reducerii. Adică? Alo. Bună ziua. Așa, mergeți la adresa respectivă și găsiți pe cineva acasă. Da? Da, da, da. Bine, mulțumesc. La revedere. Metoda reducerii. Da. Se adunăm cele două fracții, tragem linie sau... Da, dar în urma adunării trebuie să dispară necunoscute. Da, și atunci ce ne ajută? 3y dă y, dă x, 3x. Deci face 5y și aici minus x, nu? Da. Deci rămâne. Rămâne ambele. Rămâne ambele necunoscute. Nu ne ajută. Nu ne ajută. Atunci face să dispară. Da. Parcă văd o variantă, dar nu... Ia să vedem. Dacă aș mulți aici cu 3, ar face 6x aici. Da, și jos. Și jos cu 2, egalitatea, și ar face minus 6. 6x. Da? Și vine minus. Și când adunăm, nu mai vine, se duce x-ul. Se duc. Da? Și am scăpat de o necunoscută. Deci în asta constă. Să avem aceiași coeficienți la una din necunoscut. Ne hotărâm. Pe cine vrem să reducem? Ne-am hotărât să reducem pe x aici. Deci dispare x-ul. Ca să dispară, ar trebui să fie același lucru și aici, din coace, dar cu semn schimbat. Dacă sunt cu același semn, descădem. Nu? Membru cu membru. Dacă nu sunt de semn contrar, cum este aici situația, le adunăm. Și important este să facem operația asta. Fie că le adunăm, fie că descădem, să dispară una din necunoscute. Punem ochii pe una din necunoscute și spunem, cu de tine vreau să scap. Da. Da? Și atunci te duci și ataci. Deci, în loc să avem prima ecuație așa, o mulțim aici cu cât am spus? Cu 3. Cu 3. Și pe asta cu 2. Da. Nu? Cu 2 ca să... Da? Și devine. 6x plus 9y. Da. Egal cu? 9y egal cu 15. Corect. Și jos avem minus 6x. 6x. Nu e cu minus acolo, nu? A, e minus 1 rezultă. 4y. Plus 4y. Plus 4y. 4y e egal cu minus 2. Minus 2. Facem aici la urmă. Adunăm. Ăștia doi se reduc. Iată. Așa. Și, și vine 9 plus 4, 13. 13y egal cu? Egal cu... 13. Așa. De unde adică rezultă că? Y va fi egal. Y egal cu 1. 1. Da. Și acum... Alo. Vreți? Da. Vă rog. Thank you.
Da, produse apicole acum nu pot să comercializez, adică n-am timp să fac asta. Am crezut că ceva la matematică vă interesa și atunci vă facem legătura cu ceva. Nu. Da. Acum eu sunt chiar într-o lecție de matematică și îmi cere tare că nu ne putem întinde. Da. Știu eu, mai pe seară încolo. Da, nu, după 21, să zicem așa, 20-21, da. La revedere, sănătate. Acum înlocuim... Sigur că da. Vezi că s-au intersectat la un moment dat. Tot 13 Y, mai avut și acolo. Da. Era de așteptat că ele au ceva comun. Și o metodă și cealaltă, undeva se intersectează. Deci metoda asta a substituției, da? Asta este metoda substituției, că scoatem dintr-un nas, am scos dintr-un nas și mergem în cealaltă, și asta este metoda reducere. Deci, substituție și aici metoda reducere. Așa. E, dragule, Y-ul știut, aflăm și X-ul rapid. Da? Deci aici a fost substituție. Substituție. Da. Și aici am aplicat metoda reducerii, da? Și acum locuim Y-ul într-una din... Într-una din ecuație se află X-ul. Și aflăm X-ul. Da. Deci nu încape discuții. N-are importanță pe care vrem să o reducem. Tot atât de până putem să reducem pe Y. Da? Da, mulțim cu... Aici am fi mulțit cu cât? Doi. Cu 2 și aici cu 3 și le scădeam, nu? Că nu se desemnă opus. Da, da. De data asta, sau dacă vrei deodată, mulțim aici cu minus 2 și aici cu 3, ca să fie de semn opus, parcă minus 6. Da. Și se reducă foarte mic și tot așa ajungem și la X-ul respectiv. Y-ul, dacă se reduce, află în X-ul. Da? De ce să zic că astea sunt sisteme liniare? Fiindcă X-ul și Y-ul stau puterea întâi la 2, da? Da. Dar dacă ar fi fost 3, X, Y și Z? Cu trei necunoscute. Cu trei necunoscute. Ca să păstrăm Deci dacă ar fost cu trei necunoscute, îmi trebuiau trei relații de acestea. Da. Și iată, dacă aș fi zis așa, 2X plus Y minus 3Z este egal cu 0, deci 2X plus Y minus 3Z egal cu 0. Apoi, a doua, minus X plus 3Y plus Z este egal cu 3. Și mai dau încă una. Să zicem 2Y minus Z egal cu 1. Ce o să rămân aici? Că la una din ele nu mai există X-ul. Da. Da? Dar ce trebuie să înțelegi? Sunt liniare toate ecuații, sunt liniare, adică X-ul și Y-ul sunt peste tot la întâia. În prima, a doua. Și a treia, da. Treia, X-ul e la... Nu există X-ul. Nu există. Deci nu există X-ul. Asta înseamnă că coeficientul său e 0. Da. Dar... E la aceeași putere. Deci peste tot la puterea întâi. Așa am zis, nu? Să fie tot peste tot la puterea întâi. Da. Acum... Rezolvarea acestui sistem, cum o propui tu? Ce, ai vreo idee așa? Să mergem de la 3 necunoscute în 2 necunoscute. Așa, dacă aș putea să duc în 2 necunoscute, ar fi fain. Și cred că Y-ul și Z-ul să-l păstrăm, să scăpăm din... Sigur că asta e deja. E deja cu 2 necunoscute, nu? Da. Deci asta e deja cu 2 necunoscute și atunci... Eu lipa asta o las deoparte și mă duc la celelalte două și să scap de cine aș fi ideal? De X. De X, da, ca să rămân tot cu Y și Z și lângă asta o pun pe cea care va rezulta din primele două. Da.
și dedesubt atac repede sistemul varianta de mai înainte, cu 2 și 2. Da. Da? Altfel, dacă ar fi și aici X-ul, atunci cum te-ai fi gândit dacă aș fi avut și aici X-ul? N-ai mai fi avut șansa asta să te orientezi? Da. Și ce ai fi gândit? Ai fi gândit să scap de una dintre necunoscute. Deci le grupai două câte două, primile două și te hotărai, vreau să scap de X. Să rămână... Să rămână Y și Z. Da. Dar fiindcă Y și Z și aici nu aveai una așa cum ești aici fericit să ai așa o situație. Da. Ar fi fost și X-ul aici, atunci iar grupezi două din ele, da, să scapi de același X și din primele două ți rămâne Y și Z, din ăsta iar și în Y și Z și iar te duci pe culoarul ăla. Unde îmi convine. Da? Deci tu te hotărăști acum, te hotărâi categoric în clipa asta, că una ai avut baftă, că ți-am dat-o eu, da? Da? Ți-am telefonat ideea. Așa că ne ducem aici și reducem din astea două pe X, da? Le luăm deoparte și zicem 2X plus Y egal cu minus 3. Nu, minus 3Z, da? Minus 3Z este egal cu 0 și de desubt minus X plus, plus 3Y. Vorbește tu. Plus 3, minus Z? Plus Z este. Egal cu 3. Egal cu 3. Aici aplicăm metoda substituției. Merge, dar cel mai rapid merge reducere aici. Uite, ca să reduci pe X, cât ar trebui să ai aici? Ar trebui să am un 2X. 2X. Atunci mulțim tot cu 2. Deci ne mulțim cu 2. Da. Și devine? Ce devine? Devine sus, rămâne așa 2X. Plus Y. Plus Y minus 3Z egal, da, cu 0. Da. Jos devine minus 2X plus 6Y, da, plus 3Z egal cu 6. Egal cu 6, da. Tragem linie. Da. Ne adunăm. Și dar de ce 3Z? Cu cât ai mulțit aici? Cu 2Z. Plus 2Z. Fii atent că ce spui tu așa scriu și rămân trăsnăi. Da, 2Z scriu. Da. Am uitat în fața la egal și da. Și acum se reduce X-ul. Da. Y vine 7Y. Da, 7Y. 7Y. Minus 3Z cu 2Z, minus Z. Așa. Egal cu? Egal cu 6. Corect. Și atașăm o... Lângă ea o lipim pe cealaltă. Da. Deci de sub 2Y minus Z egal cu 1. Aici mergem pe aceeași metodă. Sigur, tot. Ca să... Da? Da. Și să scăpăm de Z. Aici de Z trebuie să mulțim cu plus... Plus 1, ca să avem un Z negativ și un pozitiv. E, dacă cu plus 1 nu-i bine, cu, că, 1. Cu minus 1. Minus 1. Că minus cu minus va face plus, nu? Da. Sau altfel, hai să descădem pur și simplu. Din cea de sus scădem pe asta de jos. Minus Z, minus Z. Minus, da, și va veni minus, minus. Vine face plus Z și mai bine se reduce pe asta. Da, și mai mulțim cu nimic. Și mai mulțim cu, cu nimic. Repet, dacă ai fi mulțit cu minus 1, ascunzi în coliție faptul că li scazi. Dar adune atunci mulțindu-l cu minus 1. Da. Dar dacă faci direct asta scăderea, ar veni 7 scăzut 2. 7Y minus 2Y, 5. 5Y. Minus Z minus, minus Z, dar minus Z plus Z și se reduc. Da. Și egal cu? Egal cu 5. 5. Și va veni că Y... egal cu, sau Y, da? Y, corect. Da. Y egal cu 5 pe 5 și egal cu 1. Corect. Și hai să-l aflăm și pe cine? Pe Y, că acolo e timpul. L-am aflat la pe Y. L-am aflat pe X, aflăm pe Z. L-aflăm pe Z. Înlocuim Y-ul într-una din relații și înlocuim în a doua relație. A doua, că sunt numerele mai mici, parcă, da? Și vine 2 ori 1. 2 ori 1. Da. Minus Z egal cu 1.
Așa. Și doar pe Z dincolo să fie pozitiv, da. Și unul în partea asta. Și va veni 2 minus 1 egal cu Z și va veni că Z egal cu 1. Z egal cu 1. Și dacă l-am găsit și pe Y și pe Z, acum... Mergem cu cele două într-una din cele două relații din partea stângă. Da, deci știm două necunoscute ca să avem misul, da? Da. Și într-una din ele. Mergem în prima sau... La a doua, că e numere mici, da? Și vine minus X. Minus X. Plus 3, 1, 3. 3. Plus 1. Este plus egal 1. 3. Egal cu 3. Și va veni că e minus X plus 4 egal cu 3. Da. Plus 4 egal cu 3. Și trecem X în partea dreaptă, să fie da. O, așa. Și va veni 4 minus 3 egal cu X. Și deci că X egal cu 1, da? Am găsit și pe X egal cu 1. X-ul 1, Y-ul 1 și Z-ul 1. Să știi că astea, cele trei, verifică. Dacă te duci în oricare din ecuație de la început, îți verifică categoric. Da? Deci, observăm că atunci când avem toate trei ecuațiile liniare, toate de grad 1, 3, da. Atunci le grupăm două câte două și ne descurcăm. Da? Da, da. Bun. Acum, eu am să mă întorc la sistemul de înainte, că ca metode tu ai văzut așa, metoda, una din metode a fost substituția, reducerea, și care ți-au fost din mare folos, mai ales când a fost vorba de trei, a trebuit să faci chestia asta. Hai să întoarcem din nou la sistemul de înainte. Și zicem 2x, îl reluăm din nou. 2x plus 3y egal cu 5. Și minus 3x plus 2y este egal cu minus 1. Ei, pentru a sistem de șeste liniare, fie că sunt cu 2 cu 2, 3 cu 3, 4 cu 4, 5 cu 5 și așa mai departe, mai există o metodă și anume acea variantă în care cu coeficienții aceștia 2, 3, minus 3, 2 și apoi atașăm așa zisa matrice. Da. Matricea aceasta care are o pe linie 2 și 3 de la prima, da. Și a doua linie minus 3 și 2, deci așa scriem. Ia să zicem, notăm cu A, matricea A, egal cu scrierea cu două linii, 2, 3 și minus 3, 2. Și minus 3, 2. Cu două linii? Da, sau se mai notează și în felul următor. Cu litere mari, ia, sau tablou acesta se mai notează și așa, uite așa. Tu cum ai obișnuit să mai amintești din clasa a 11-a s-a făcut 2, 3, minus 3, 2. Treaba asta nu mi-o amintesc. O singură linie dreaptă era determinantul și rotundă era mare. Sau cu două, sau și așa. Deci așa, sau foarte bine, m-ai spus tu, uite așa scris, 2, 3 da. Și minus 3, 2 și așa, da? Matrice. Deci, le găsim ca forme de scriere, fie cu două linii, fie cu din dreaptă, ca și mașcă paranteză dreaptă, sau așa, paranteză rotundă, matrice, da? Da. Deci, în legătură cu un sistem liniar, putem atașa matricea coeficienților. Matricea coeficienților. A cui coeficient? A lui X și a lui Y. Asta e coloana. Asta e coloana lui X și asta e coloana lui Y. Da? Coloana lui X, coloana lui Y. Deci, aceasta este o matrice de tip 2-2. Cu două linii două și două coloane. Da? Da. Deci, matricea este de tip 2-2. Aici înțeleg eu numărul de linii. Se scrie în dreapta jos. Da. Scriu, dacă vrei să scriu asta, da, să mă înțelegi ochiul da. Vede asta. Deci două linii, linii și două coloane. Două linii și două coloane.
Ei, matricea acestea se poate atașa un număr. Numărul acela poartă numele de determinante. Da. Deci, una e matricea care e un tablou, da? Și alta este altceva înseamnă determinantul care înseamnă un număr care îi corespunde matricii respective. Da. Bună oară, pot vorbi acum de determinantul A, care este un număr și înseamnă așa, 2, 3, minus 3, 2. Da? Acum, fiindcă am pus o singură linie, câte o singură linie, nu-i paranteză dreaptă, nu-i rotundă, nu-s două, eu prin cei ce am scris acum înțeleg un număr pe care vreau să-l și găsesc. Și numărul acela este egal cu 2 ori cu 2. Prima diagonală minus diagonala secundară, da? 2 ori 2, 4. Minus 3 ori 3, deci plus 9, da? Da. Plus 9 și egal cu 13. Bun. Stres legat de matricea coeficienților, putem face o matrice care să fie în care să înlocuim coloana lui X cu termeni liberi. Și aflăm. Da? Și pe urmă coloana lui Y cu termeni liberi. Și aflăm determinantul respectiv. Deci, o altă matrice interesantă este aceasta, în care îi face. Deci mă uit la matricea asta, 2 minus 3, 3, 2, și înlocuiesc pe rând coloana termenilor liberi, coloana lui X cu coloana termenilor liberi. Și eu zic așa, A mare indice X, adică matricea în care înlocuiesc pe X-ul cu termeni liberi, va arăta așa. 5 minus 5. 5. Cum mai zis tu? 5. 5 minus 1, da? Pe coloană, da? 5 da, minus 1. Și 3, 2 o lăsăm. Da. 3, 2. Zic așa, dacă las așa, înseamnă determinantul. Da, da. Dar să fie ca vorbim în matrice, atunci o să mai pun încă o linie ca să țin vorba până la capăt și să fie matricea ta așa. Deci, matrice, așa cum zic, det de AX, atunci det de AX, determinantul matricei aceștia. Și scriem direct operația, nu mai copiem o dată. Sigur că da. Determinantul este 5 ori 2, 10, 10 minus, minus 3. Plus 3. Minus, da, plus 3. 3 și egal cu 13. Da. Că vine minus din formulă și minus. Așa, minus pe diagonala secundară, da? Da. Și A mare Y, matricea în care locuim acum pe Y cu termenii liberi cu. Exact. Deci prima o lăsăm 2 minus 3. Am pus paranteză rotundă, da? Da. S-a luat de bine. Minus 3. Și în loc de coloana lui Y, punem termenii liberi, adică 5 minus 1. 5 și minus 1. 5 și minus 1. Va veni că det de a y da, det este egal cu minus 2 egal cu minus 2 15 plus 15 și egal cu 13. 13. Și atunci x-ul va fi egal așa. Voi spune x este egal cu det de a det de a indice x, da? A indice X, supra det de A, determinantul lui A. Și egal cu det.